unanimitate, deci prezenți majoritatea, nu? Putem să începem ședința, da? Cornel Gabriel. Dacă sunt obiecții de la ședința anterioară. Dacă nu sunt, trebuie aprobat de procesul verbal. Zicem, supunem la vot, deci procesul verbal din ședință. Mă ajută, da? Da, ținut și de mauri. Cazul ăsta dăm curs la ședința de astăzi, cum s-a spus. Era să spun anterioare. Consiliul Local al Comunei Balcan Vețul Bacău se convoacă în ședință ordinară din ziua de 30.06.2017. Ședința se va desfășura în sala de ședință a Consiliului Local începând cu ora 12 și va avea următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017, proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Balcani a domnului Ferenț Ieronim, proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local a Piști Maria și vacantarea mandatului de consilier, proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Balcani pentru anul 2017, la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și al persoanei adulte cu handicap, domiciliate pe raza unei balcane. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 24/31/2017 privind acordarea de premii elevilor domiciliați în Comuna Balcani care au obținut rezultate deosebite în domeniul învățământului și sportului. Mai are domnul inginer un proiect de hotărâre venit astăzi, privind aprobarea constituirii unui drept de uz în favoarea SC Del Gas Grid pe durata existenței capacității energetice asupra suprafeței de 2 metri pătrați teren, situați în Comuna Balcan, Vețul Bacău, satul Schitul Frumos, în vederii reamplasării punctului de control, LA20, punctului de control de la Rățeni. Dacă sunteți de acord cu proiectul ăsta. Postul de transformare de la Petra Maria. La Petra Maria, postul de transformare. Sunt mulți cât sunt probleme cu linia electrică, la traversați din locuința și așa mai departe. Cine se poate de altfel de drum? Ei. El gas. Dacă sunteți de acord, supunem la vot, nu? Și cine este de acord? S-a abținut cineva? Nu. Contra? Nu. Unanimitate. Aprobat. Proiectul de vedere privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017. E vorba de banii pentru... Criteriile cadastru care trebuie trecut prin noi, nu de la noi, de la buget, trebuie 116.000, 1.160.000. Asta când cadastru tot comunal? Da. Da? Da. Am început. Da? Am început. Bravo. Înțetorii. Sunt urmă. Și este finanțat de ANCPI. Bravo. Cine îi trimit bani? Nu. Da. Discuți. Dați-mi mie titlul proiectului. Titlul proiectului tot despre ordinea de zi. Face acum așa, vorbim la fiecare. Discuți. Dacă nu sunt discuții. Dacă sunt discuții la punctul numărul. Cum vreți să pună problema la persoanele care nu sunt când se face cadastru? În momentul când nu sunt prezente persoane sau nu putem identifica persoane, este plecat în străinătate sau moare cine se prezinte la teren, atunci rămâne provizoriu în rezerva primăriei și ei au un termen
După aia fac pe cheltuiala lor. După aceea fac pe cheltuiala lor. Cu documente justificative pe cheltuiala... Dar sunt științați? Da. 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 Ca să nu... Dar sunt care au terenul de la părinți. Nu mai recunosc sa lor, alți care vor să fie a lor și nu a fraților, nu mai sunt probleme. Sunt declarați ca și posesori, nu ca și proprietari. Proprietari este în momentul când are un alt justificat. Da, puțin document. În cazul în care... În cazul în care bătrânii sunt morți, părinții sunt morți. Are și rămâne cineva un... Moștenitorii, dar sunt trecut ca și posesori. Ca posesori. Ca deținători. Ca și posesori. Deci au... Adică unui testament sau hotărâșul. Este baza de la registru agricol. Poate vezi la registru agricol. Este baza terenul respectiv la persoană. Nu contează. Nu contează. Nu contează. Cai nu-i trecut la rol. Durează mai mult, dar se face. Corect? Dacă sunt altul. Identifica persoana. Da. Dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu, supunem la vot. Dar cine este pe vot? Da. S-a ținut cineva? Contra mea. Deci nu am uitat să ia vot. Proiectul privind validarea mandatului consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Balcani al domnului Verix Ieronim. Știți ce e vorba, domnul Ieronim, să vină să depună jurământul, începând de astăzi, consilier al Consiliului Local al Balcani. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcan, județul Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu. Da. Semnează. Supunem la vot, deci, validarea consilierului Ieronim. Cine este de acord? Majoritatea, dacă e cineva s-a abține sau împotrivă. O să jura, pământ. Trecem la subpunctul următor. Singurul consilier care a depus jurământul cum trebuie, dar noi a fost în bătaie de joc. Nu, că e în grup, așa... Niciodată, nu-i prea târziu. Da, și repetăm procedura. Trecem la subiect de hotărâre prin care se ia actul de demisia consilierului local la Piști Maria și vacantarea mandatului de consilier. După cum știți, doamna a Piști Maria, dar nu văd aici. Ce uite pus o cerere că renunță la postul de consilier și trebuie aprobat în Consiliul Local vacantarea acestui lucru. Uitați-vă. Aveți, aveți. Deci
fie act de demisie înaintată de doamna Piște Maria Consilie în cadrul Consiliului Local. Mandatul ocupat de doamna Piște în cadrul Consiliului Local al Comunei Balcan se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Național. Noi nu avem nicio... De acum trebuie să trimitem adresa la partid. Secretarul Comunei va intra comisie de validare a mandatului consilier din cadrul Consiliului Local al Comunei Balcan, nominalizarea prin hotărârea Consiliului Local nr. 39, documentația în vederea mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului Național Liberal. Discuții sau dacă... Da, dacă sunt discuții. Nu era odihnată asta pe plecat, pentru că era... Dacă nu vreau să liberat, probabil că era greu pentru... Nu e pentru așa ceva, fără polis. Dacă sunt discuții pe subiectul ăsta, deci nu sunt. Atunci, supunem la vot, nu? Demisia consilierului. Demisia. Abiști Maria, nu? Cine este de acord? Majoritatea, dacă s-ar ține cineva sau e cineva în tot timpul. Referire privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Balcan pe anul 2017 la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap domiciliate pe raza UAD Balcan. Discuții. Dacă sunt discuții pe subiectul ăsta de sunt 7 persoane care sunt centre de rezidențiare. Nu trebuie să contribuim și noi, conform legii, o evaluare de 7.000 de lei la, da, din partea bugetului. Din deci buget există o sumă care trebuie 7.000 de lei, da. Ca să fie prinsă. Da. Da, trebuie o sumă ca să fie. A, deci era 66.500 și începând de anul ăsta 7.500. Mi se pare corect. Supunem la vot. Da. Supunem la vot. Deci, cine este pentru? Dacă s-a abținut cineva, potriza? Proiect de hotărâre. Da. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCR 294 din 31.03.2017 privind acordarea de premii elevilor domiciliați în Comuna Balcan care au obținut rezultate deosebite în domeniul învățământului și sportului. Inițiator, domn profesor Găboreanu Cornel. Dacă aveți discuții, vă răspundi. Așa și e vorba de echipele de sport. Au avut ceva rezultate bune la nivel de județ. Noi când am aprobat cumva, am aprobat urmă pentru el de... Bine, pentru învățătură. Bine, dar putem da și în domeniul sportului. Da, suntem de acord cu... Cumva copiii ar trebui stimulați într-un mod, așa. Ca să le vină să facă sport și să fie sănătoși. Păi decât să... Felicitări, domn profesor. Dacă mai e așa cineva... Supunem la vot. Dacă nu, da, supunem la vot. Ați trecut și sume așa pentru fiecare? Ați trecut sume, da? Și cu material... Credeți. Acum e da. Sunt obiecte. Da, bine. Rămâne cu măcare ați trecut. Deci tu tași, faceți o parte, nici nu tași din gura. Da. Avem dacă ceva, mai sunt discuții, avem ceva, avem ceva sumi. Da, da, cu suma care e trecut. Da. Bun, nu? Dă-mi un plus ăsta. Da. Pune la vot. Cine este pentru? Așa. S-a abținut cineva? Nu, că ne-am găbunit. Potrivă, nu. Cornel. Cornel. S-a abținut și în interes de tot. Erau propus, da. S-a abținut. Nu s-a abținut.
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz în favoarea SCDL Gaz Grid pe durata existenței capacității energetice asupra suprafeței de 2 metri teren situat în comuna Balcan, Vest Bacău, satul Spitul Frumos. Vorba de punctul ăla de la transformatorul de la Vățân, care sunt probleme de ani de zile, nu mai dă voi proprietarul să intre în curtea lui și de aluază toată obligația ca să-și mute stâlpi de acolo, fi steapă în partea alaltă și trebuie teren concesionat la Primăria Balcan. Vreau contra cost, nu, vreau legea scrie. Dacă legea zice așa. După cum știți, acolo, după fiecare, știu, ploaie torențială, se întrerupea și rămâneau 30 ceva de familii fără curent electric. Datorită faptului că de fiecare dată ajungea acolo, trebuia să les, bineînțeles, reprezentantul de la EON să intre, de multe ori nu găsea și dureau și rămâneau oamenii foarte mult timp. De asta, dar ei s-au judecat, au pierdut, dar nu mai fi. Da. Că sperăm cu ocazia asta o să rezolvăm și treaba asta. Nu mai au. Și acum unde am pasat? Ei, unul se creadă ei. Există apă la Giger, din zona aia. Ca să nu mai fie incruciu de firii și așa mai departe. Să nu se mai intersecteze, mai ales deasupra locuințelor sau... Eu la aveți unii puteri, eu spus să-l puneți un cursul. Da. Cu ocazia asta, va putea furniza și doamna Iveta Elena. Deci ea, bă, dacă nu mai sunt alte discuții, să punem la vot. Cine este? Cine este? Pentru? S-a obținut cineva? Potribune. Pot. La divers. La divers, dacă sunt discuții. Da. Dar dacă tot suntem la diverse, aș avea o rugăminte ca urma zăpezului venit în februarie atunci, mulți crași, mulți răchiți, mulți salcâmi s-a plecat pe partea carosabilă a drumului. Și ar trebui să mai insistăm în câteva lucruri. Mai sunt tăiați, nu-i nimic. Noi lucrăm, suntem puterea. Am văzut. Și ar trebui să continuăm și cu parcarea de la Căsoasa. Am văzut și mașina de gunoi care se bagă pe Căsoasa și toate alea, parcarea de la Ciuc, de acolo, la intrare, practic. Din săptămâna care vine cu domnul Costel, că... Un licență girator. Da. Și ar mai fi probleme, de exemplu, cu digurile alea căzute. De exemplu, cu la Ancuța, figura Căsoasa acolo, majoritatea materialului ar fi, dacă se face tot din gravioane, că piatra e acolo, e, practic, ele nu m-au răsturnat. Sunt numai dus în mapă, în albereul. Și ar trebui să continuăm. Eu știu, poate mai timp, poic sau nu, sunt tot fel de catastrofe, v-ați văzut ce se întâmplă. Se lucrează, la digul, se lucrează. Și ar trebui să decolmatăm și punțele alea. De exemplu, acolo care e la Mariuța, acolo, cum zice mai la Mămăica, pe partea aia, spune să apuce cineva de ele, că păcat, ele 90% sunt funcționale, adică ca material, recuperabil, cum are venit. Ar fi bine. Am zis ca să le scoatem toate și după care alegem ce material bun, din 10 puncte o să facem numai 8. Și două le facem... E normal. Și, păcat, bine, nu s-a pus cineva să ia din ele și după aia e păcat. El că ele sunt îndoite de la jumate, toate materialele. Ea nu se poate îndrepta, că-i țeavă groasă și... Păi, ea te-și pun scupon între ele, părerea mea. Adică, o să găsim soluția atunci. Da. Și mai sunt becuri astăzi, să știți... Da, mai bine, bine electricianul acolo, dar nu a trecut o lună de când ne-am schimbat. Mă ia, știu, dar am adus la cunoștință că am avut aseară cum aici când vine de... Mulțumim. Da, și cam atât, din punctul meu de vedere. Dacă e vorba de diguri și pe Coman este acolo la Vica, Năstase, evolui să asfaltul deasupra apă. Ne apucăm. E vorba, acolo chiar e o situație în care e mai complicată. Cred că săptămâna care vine am încheiat contractul, da. Stel, dar am încheiat contract pentru îndiguire. Acolo pe o parte și pe alta îi facem. Primul rând partea către asfalt. Și în curături mai este în o curături aici, deci obligat trebuie făcut, că dacă rupi, nu mai poate să vină, nu, în curături unii, zici, la, da, eu am crezut că la Balcan Margine, că dacă rupi apa, mai vine la apa mare, noi am verificat acolo că-i stâncă, se poate lucra. Și
și la dacă vinii le-au unii schietul sus chiar, dar nu au venit aici. E același lucru și la mine, acolo în față, unde s-a desprins digul. O luat postamentul, a fost o parte mai lată, sub dig, și-a luat-o apa și acum el se răstoarnă. Întărit, pus ceva. După cum știți, domnul Grianu, ca să vă întreb. Noi intervenim în unei ore. Dăm prioritate acolo la o zemită. Necesară. Urgență. Urgență, da? Sunt nifați. După aia, încet ajunge. Încet ajunge. Sunt multe de făcut. Sunt rezolvări. Când ajunge rândul, se trece în iunie și iulie, că mereu au probleme pe inundații de luninesc a doua, în iunie și iulie. Dacă am trecut de ele, scăpăm. Dar nu suntem, noi lucrăm. Și eu aș avea ceva. Nu știu dacă se vede, dar cine are ori ceva? Aveți? Spuneți dumneavoastră. Vreau să vă întreb. De exemplu, uliță, da? La intrare are 3 metri jumate sau 4 metri, da? Și la capătul celălalt, dacă sunt 5 clase, 2 pe parte, 3 pe parte, dincolo are 2 metri. Ce măsură se poate lua? Pentru că dacă sunt incendii, ia foc, pompieri, salvarii, așa, nu poate intra. Asta și sunt foarte multe uliți. Păi și cine trebuie să... Așa, trebuie să facem o cerere la primărie, nu? Da. Chiar mai sunt uliți, la mod serios, da, sunt uliți care nu pot, nu poate intra nici salvare măcar, care are 2 metri, deci nu, atât din gust. Și sunt foarte multe uliți. Dar sunt drumuri de servituri care lăsate anume mai... Păi și dacă nu căruțe, sunt... Dacă nu a lăsat omul, nu putem obliga. Și dacă ești în drum, omul nu are nicio obligație, adică nu poți să... Să lase din terenul lui, dacă are altă proprietate, nu poți să... Depinde dacă e uliță comunală, ori e uliță frățească. Nu, e uliță comunală. Nu știu unde să spui, dar nu intră în Domnul Văsăi, că ai dreptate, voi intra. Strada e uliță, e patru. Voi intra și unul și altul în uliță. Era uliță, deci, dacă la... N-avea cum, că dacă la intrare are 4 metri. E și la mine, acolo e vorba. Și la mine, și nu numai la mine, am văzut și la... Valerian, am fost... Unde? O cumpăra cineva. Era să zic o... Da, știu, am o problemă nu cu spuneți, ăștia negri. Nu spun, că mă dă în judecat, știu. Nu, da. Nu avem nimic. Dar nu știu, și-o lua cu actea acolo. Da, e problema lui. Păi dacă o lua cu actea și are acte pe teren, nu putem... Are și fiul. Deci nu. Dacă, sigur, așa, da. Ne uităm pe hartă. Trebuie să facem o cerere, nu? Nu neapărat cerere, că trebuie să... Da, băi, sunt, deci nu sunt singura. Când mergem la el, discutăm, să tragem, dar... Deci, nu numai la mine acolo, deci nu numai la mine. Și, de exemplu, și la, la Valeriana, asta, deci acolo abia intri, deci ca să te duci acolo la... Acolo e ulița lor. A lor? Lăsată din terenul. Dacă ia foc acolo, așa, nu... Ar... Să spun unul de altul. Nu, dar nu corect așa. Deci, nu, doamne ferești, unde ia foc? Pompierii au soluții, din furtunii până acolo, soluție. Dar poți și poți face cu casa omului în dreapta, casa omului în stânga. De multe ori am observat din cauza vegetației. Fiecare... Crezi pomii și asta, hatul și îl las la voie întâmplări. Da, intervin, mai încoletăm, da. Fiecare ar trebui să spărăție fața... Nu trebuie să... Fața proprietății. Nu, da. Domnul primar, eu au văzut pomii de la noapte, da. Domnul și consultor de Avem curăță, dar nu vin în poarta omului să-i curăță în poarta. Noi am curățat zvoanele, dar în poarta fiecare omului să facă omul. Legea spune clar, omul să-și facă în fața curății. Am înțeles, e plecat, e unul mai în vârstă, am băgat cositoare, deci prin așa. Dacă stă cu sticla în mână și așteaptă să vin la ajutor să-i curățească în poartă. E bine. Și ăștia de la ajutor se tot văd, le chirează că 700, nu, sunt 124 toate comune. Cu drept de mult, da. Nu, dar cât sunt de tot? Doamna Vasilica v-a rugat de mai multe ori, în mai multe rânduri, s-a afișat. Pe el, nu-i ăsta, le-am făcut de atunci, nu se afișează, nu scrie, nici s-a afișat. Și când ne la Cornelia, nu-i venită Cornelia, cum e? Nu, nu-i venită. Eu fost în conștere. Da, sigur. Da, mi-au plăcut întrebările. De până acum, întrebarea mea e felul următor. Se lucrează foarte mult în comună. La fel de prost le veți face cum au fost și până acum, de la luat apa. Puteți să verificați. Bine, dar nu. Până acum s-au făcut, anul următor când a venit apa, noi nu ne vorbim, mă lăsați să vorbesc. Ăsta. Da, vorbim. Vă rog frumos. Deci când, vai Doamne, exact ca în povestea cu drobul de sare, furia lui Dumnezeu a luat digul. Faceți-le ca lumea și nu le va mai lua. Drenați apele și nu mai irosiți banii aiurea. În fiecare an le faceți prost, că altfel nu le-ar mai lua apa.
A doua problemă. Am văzut la Ludaș, în față la Tisescu, și am oprit și am și vorbit cu bătrânii de acolo și cu Cătălin, cu băiatul lui. Ați scos un tub de fântână bun afară, oamenii au rămas o lună de zile fără apă și ați pus alt tub, exact ăla care l-ați dat afară, ca să puteți să acoperiți în acte că ați făcut fântână, bănesc, nu? Sau... Nu, vă rog frumos, filmați-mă și pe mine. Deci când vorbesc, filmați-mă și pe mine. Și încercați să nu mai tăiați. Am glumit, dar nu, de eu nu mă bag în Consiliul Local, scuzați domnul președinte. Eu nu mă bag în ședința, ați observat că n-am vorbit nimic de la începutul ședinței și nu voi vorbi, nu-i rolul meu să vorbesc în ședință. Televiziunea are, este a patra putere în stat, își face treaba cu știința. Nu dați indicații camera, altă dată nu o să vin. Vă rog să nu vă permite să ne dați nouă indicații. Păi nu știu de ce nu am. Mă scuzați, domn președinte, am încheiat. Da. Vă rog. Da? Ați spus că urmăriți sunetul când ați venit cu filmarea. E problema mea ce urmăresc eu. Domnul consilier. Păi nu, ce ați urmărit ați obținut. Domn președinte, nu pot vorbi acum, vă rog la urmă să-mi dați cuvântul. Să termin. De ce ați dat tubul ăla afară și ați pus altul identic? Dacă ăla era bun, e sau nu e risipă de bani public? Acum filmați-l să vedem ce răspunde domnul primar. Iar vă apucați? Doamna... Păi nu, vreau un răspuns. Domnul consilier, facem un contract. Domnul meu, dar are nevoie de avocat? Vrei să facem un contract? Domnul meu, v-ați referit la cameră. Nu. Vrei să facem un contract? Nu plătiți și vă filmăm pe dumneavoastră. Domnul meu, nu devia subiect. Îmi cer scuze, domnul președinte. Eu am pus o întrebare și vreau să-mi răspund. Rezolvați-vă problema dumneavoastră, nu vă băgați la filmări. Aș dori să nu fie discuții paralele doi, dacă se poate. Cine pe cine a întrerupt? Dacă a terminat, nu terminați dumneavoastră și... Eu nu terminam. Îmi pare datorie și eu... Deci azi n-am luat cuvântul deloc, am zis că vreau și eu două, trei întrebări și sunt între eu. Dacă domnul primar nu face față la o conversație, să vină cu o hârtie, să-l delege avocat, purtător de cuvânt, ce vrea dumnealui și gata, am terminat povestea. Nu mi-ați răspuns. Deci dacă chestia? Nu mai tai, când să răspund? Aștept să termin, să pot răspunde. Răspunde, vorbește. Ai notat, doamna? Da. Normal ar trebui să răspund ședința care vine, dar răspund acum. Deci tubul ăla nu era bun, aveam poze, aveam oameni care au venit la fața locului, când nu a durat o lună, a durat 3 săptămâni, fiindcă betonul ăla trebuie să usuci, trebuie să întărească, deci a intrat în termen, nu are nicio problemă cu ce spui. Că era bun, că nu știu ce. Da, aveam poze acolo, s-a făcut la tubul, tubul tot nu l-a luat nimeni, și cât e un tub de ăla? 2 milioane. Ce am făcut sau cât? Păi așa s-a adunat. 50 am plătit pe el. 50 de lei. 50 de lei. Deși e magazinul de 2. Da, da. Și magazinul de 2, 50 de lei un tub de ăla. Fică era rău ăla. Care? Era rău? Da. Păi, eu nu-l văd rău. Am oprit acolo, m-am urat și nu mi se părea rău. Treaba ta dacă nu-l vezi. Bun, pe acte ce figurează? Fântână nouă? Nu, renovare, fântână. Cum fântână nouă? Păi, bun, renovare. Da, fântână. Și dacă ați renovat-o, de ce nu ați făcut păstrând lucrurile care erau încă bune? Păi că nu erau bune, nimic era. Era bun. A, că vrei tu să spui, treaba ta. Noi avem poze, avem tot, a comisiei recepției, sunt la fața locului. Aveți poze, păi sigur. Exact cum ați făcut și terasamentul la asfaltul de la Frumoasa, da? Da. Spuneți-mi și mie, o parte carosabilă, din ce este făcută? Nu știu. Nu știți, vă spun eu. Da. Deci este parte carosabilă cu bandă, sens de circulație, șanț, rigolă de scurgere, acostament și decor. Unde sunt toate componentele astea la asfaltul care l-ați turnat dumneavoastră la fața pieței? Trebuie ciment. Eu așa l-am făcut. Dacă nu-i bun, nu-i bun. Bășcălii. Au lăsat în cercurile dumneavoastră. Da. Mie vă rog frumos să-mi răspundeți. Unde sunt aceste părți ale caresabilului prezente la lucrarea făcută de dumneavoastră la Frumoasă? Pe teren, acolo. Unde pe teren? Unde e asfalt acolo. Păi, nu este decât asfalt, da. Fără șanț, fără acostament, fără decor, fără nimic. Fără șanț. Cu niște balastru pus în bătaie de joc, cum s-a pus și pe coman și peste tot, de lucrătorii primăriei, luat din Albia Tazlăului, de unde spuneți că nu aveți voie să luați niciun tractor de balastru. Vi se pare normal?
Nu e normal că facem treabă, normal că nu e normal. Aia nu e treabă, aia sunt bani irosiți aiurea. Foarte bine. Altă întrebare. Dar să știți că vi se potrivește răspunsul dumneavoastră. Exact. Altceva de pozitiv, deci, domnul Barna, știți cum altceva e? Pozitiv. Ați văzut pasărea... Într-un an de zile, da. Într-un an de zile de când suntem în fața, în fața dumneavoastră. Da. Ați notat ceva, ceva de pozitiv. Că, băi, da. Ați mulțumit și eu în suflet pentru că s-a făcut ceva în comuna asta. Da. Nu trebuie să, trebuie să vă spun ce ca și chestie, domnul. Știți de ce, sunt, de ce am fost până acum foarte mulțumit? Că ați tăcut. Acum ați plecat tot. Nu, am căutat să... Să ce? Să faceți o cacofonie? Ați deschis gura 10 secunde și ați făcut o cacofonie? Da, asta ați căutat? Da. Nu, nu. Ce să mai... Asta, asta, din Marea Dumnezeu. Asta e armata cu asta de filă, nu? Am găsit pe internet 150 de euro metru de... 150 de euro metru. Asta e mânat. Da, o să prindem la buget, o să discutăm, o să discutăm. O să vedeți și problema să fie. Și vara asta s-a anunțat la 40 de grade. Trebuie să discutăm. Trebuie să prind la buget. Da, nu știu faci. O să rămână cu un capăt. Poate lumea. Nu, adică nu... La pizitor, domnul Gânga, am înțeles că vreți. Nu discutăm, dar oricum nu, oricum nu avem posibilitatea pentru așa ceva. Să prindem pentru mai multe. Începem la buget, prindem la investiții, 3, 4, 3, găsim poziția unii să ne amplasăm și facem. Sunt multe lucruri. A terminat domnul Mureanu. Da, a terminat. Domnul Gânga să ia cuvântul. Vă rog frumos, nu, fără de alte discuții. Chiar domnul Gânga s-a înscris la cuvânt și chiar aș dori să clarificăm o situație și anume a legii 215/2001 pentru că atribuțiile Consiliului Local de articolul 38 și mai ales la litera F și G care spun destul de clar terenurile pe domeniul public și chiar private, sunt administrate de Consiliul Local. Deci noi trebuie să facem o clarificare. Așa se percepe și în multe comune, mă duc la primar, sunt ei și mie, sunt grădesc în fața porții. Tot terenul public din Comuna Balcani, care bunicii noștri le-au lăsat joacă pentru copii, ca să se distreze sau vrem să facem un parc, trebuie să fie liber. Nu înseamnă că cineva se duce în piață și cumpără patru pomi, pune în patru colțuri și îngrădește. Eu nu acuz pe nimeni, dar vreau să se știe, pentru că noi, Consiliul Local, avem niște atribuții. Și nu ne le poate încălca nimeni. Un primar, dacă vrea să dea la cineva un teren pentru o casă, trebuie să consulte cu noi, Consiliul Local. Mi se reproșează, ce te bagi tu, băi, Gânga, cine ești tu? Eu am vorbit cu fostul primar sau cu primarul și i-am spus, domnule, eu nu mă bag peste atribuțiile primarului, dar nici primarul nu se poate băga peste atribuțiile Consiliului Local. Noi votăm și dacă se poate da un teren la cineva pentru o casă, dăm cu mult drag. Îmi pare foarte bine când văd pe cineva că face casă frumoasă, ca și comuna noastră să fie pentru comunele de frunte, dar când văd că cineva îngrădește locul de joacă la copii, e foarte dureros. Pentru că la Rățeni, unde se face scena respectivă, e un lucru foarte frumos. Chiar vreau pe viitor, mai sunt 3 ani, cum se face la frumoasa de ziua copilului? Frumos, cu mici, cu cântăreți. De ce nu se facă și la Schitul Frumoasa? De ce nu se facă și la Balcan? Cum e scena aceea, e foarte, foarte, foarte bună pentru așa ceva. Sunt și copii. Cum se deplasează copiii de la Schitul Frumoasa la Balcan, poate să vină și copiii. O dată la 4 ani, n-am cerut. Ca să facem o armonie între copiii din Frumoasa și copiii din Balcan. Și chiar vă rog, nu spuneți când spuneți, domnule, Gânga vă oprește, Consiliul Local nu dă voie, decât prin aprobarea noastră. Dacă cineva, un lăcăjă din satul ăsta, vrea să-și facă o casă undeva și avem posibilitatea să-i dăm, îi dăm cu drag. Dacă nu, să nu mai închidă care cum vrea, că nu primarul dă dispoziție. Primarul are atribuțiile limitate. Dacă dumneavoastră cunoașteți vreo lege care vă permite să dați fără aprobarea noastră teren,
Vă rog să mi-o spuneți ca să știu și eu, eu poate nu știu, eu n-am găsit-o. Deci nu vă acuz pe dumneavoastră. Așa văd că se percepe și în alte comuni. Asta vreau acum. Nu vă acuz pe dumneavoastră. Am dat eu cuiva terenul. Nu. Fără... nu. Eu i-am interzis domnului ăla, m-am dus, i-am interzis să mai să facă gardul în continuare. Și a stagnat lucrarea, nu? Eu astăzi am fost... Deci eu astăzi am fost abordat când am venit la ședință. Era stare de ebrietate, am și marturi. Că ce că lasă că te aranjezi la... Dar eu, în calitate de consilier, cred că am dreptul, că de asta am fost votat, ca să apăr interesele oamenilor din Comuna Balcan. Omul când votează un consiliu local, îl votează ca să-i apere niște drepturi. Omul respectiv vrea punți, vrea islaz, vrea câte și câte, prin cine se adresează. Nu poate să vină la primar. Domnule, dăm, domnule, dă. Primarul dă la ce se poate. Ba da, primarul vine la noi. Depune o cerere, domnul Petrica. Da, depune o cerere la primar, iar primarul se adresează consiliul local. Eu, altceva ce vreau să vă spun. Aveți un an de când conduceți. Ați dat dovadă că se poate mișca ceva în comună cu bani de la consiliul local. Partea bună. Partea mai puțin bună e următoarea. În momentul când luați niște decizii, întrebați-ne și pe noi, poate avem alte urgențe. Eu vă felicit pentru ce ați făcut. Dar meritau, deci se puteau amâna. Deci se puteau, fântânele nu era chiar necesare anul ăsta. Nu spun că nu se putea, nu spun că nu trebuia făcute. Da, dar urgența care era? Urgența era la mărțăia de oameni care i-au inundat și de câte ori plouă, stăm cu frică. Și asta, trebuie să ne vă mai consultați. Noi nu suntem, veniți aici la 15 persoane, ca să nu avem și noi un punct mai bun sau mai puțin bun. Deci avem și noi ceva de spus ca consilie. Aș dori ca pe viitor să țineți cont totuși de prezența noastră, că de asta suntem. Nu uiți să mai răspund. Să nu spui că nu ți-am răspuns, că chiar... Bun, dați un răspuns până acum. Vis-a-vis de concesiunea terenurilor, să depune cereri la primar, primarul... ia măsuri, dacă verifică dacă este neapărat nevoie pentru a rezolva cererea și după aia vine exact cum am făcut cu Delgazul în fața noastră. Noastră aprobați concesiunea. Băi. Nu pot să zic că niciun consilier local omului că eu răspund de terenul ăsta, eu nu răspund de nimeni de terenul, domeniul public în administrația primăriei. Deci, pe bază de cereri și cu aprobarea Consiliului Local, se poate concesiona. Dar aceea i-am explicat și omul, eu înțeles, omul, probabil că acum era sub influența băuturii alcool și de asta am trimis polițistul, că am văzut că era așa, m-a planat. După cu scena acolo. Asta a fost ideea. Să nu mai facă numai la Frumoasa. Facem și la Frumoasa, facem și la Schitu, în același an. Nu contează. Facem o ziua schiteanului, ziua forestieră, am mai zis odată în Consiliul Local. Se poate să-i... Consultat cu consilierii, lucrările care le fac. Să știți că eu, consilierii care au votat bugetul, îi consult mereu ce trebuie făcut. Care au votat bugetul, îi consult. Suntem în caragiale aici. Publică. Iar cu fântâni au venit oameni la mine și m-au rugat să-i fac fântâna, că nu m-am dus din nebun să fac fântâni acolo. Și cred că e și o treabă bună, au fost mulțumit, chiar dacă unii nu. Dacă erau mulțumiți, nu veneau la consilieri, nu, care n-au votat bugetul. Nu, au venit la mine, au venit la mine și chiar îți mulțumit. Oamenii care faci fântâna, nu faci și digul. Tu, cu respectiv, se poate pune la un podeț, de exemplu, la o traversă. Tu, cu respectiv, dacă tot rămas, nu se poate... Am chemat acolo la dig, când am terminat la dig acolo, am... Da, referitor la fântâni, că au venit oamenii și v-au cerut să le faceți. Sunt mai multe de făcut. Deci oare din cei care au fost inundați, n-au venit și ei la primărie? Ba da, dar ce pot să le fac primăria aia care l-au inundat? Dacă nu eu vă dau un exemplu, nu că e cu rea intenție. De exemplu, la Ghidionul este o familie care, într-o casă sunt trei familii, la gura Știrbățului acolo, nu... Se duce podul jos și am cerut odată să dea o plasă ca să pună niște piatră. Nu era o urgență. Mergeți să vedeți la fața locului. Mergeți și plasă. Deci, hai să lăsăm prima dată urgența, să o facem urgența și toate după asta... Toate sunt, dar nu sunt chiar toate urgente. Toate, pentru tine urgent poate acolo, pentru altul în Frumoasa. Toți plătesc acte și impozite și toți au pretenții să facem câte ceva. Altceva. S-a discutat de punți.
Să știți că e foarte bună problema de punți, dar puntea de fier trebuie înaltă. Dacă mai punem punți de fier, unii le ia apa, există un plaschit care știți cum o dă apa. Deci puntea de fier, dacă o facem, să o facem cumva să nu mai ajungă apa. Unde nu se poate face, hai să facem comandă de 10 sau 20 de punți de lemn, cum a fost până acum, apa când vine să o dei la mar, omul și-o pune înapoi și ține 10 sau poate și 20 de ani. Oamenii au nevoie de punți, pentru că nu mai este material în păduri să-i duci ei cum era înainte ca să aduci. Referitor la diguri, se poate pune, am văzut că și la domnul Ungureanu, se duce digul jos. Se poate pune, măcar vorbit de la ocol, niște molizi pentru a măli zona respectivă, se duc jos. Asta e o urgență când vezi un dig, că se duce în ochii tăi jos. Deci, degeaba spuneți dumneavoastră că toate urgente sunt situații cum e podul la școală care e foarte, foarte, foarte urgent. Și în rest, și în rest, sport la muncă, sport la muncă, că asta cu casele, cu casele inundate, a zis că au venit ăștia din Habitat, s-au început de lucrări, le aduce materialii la unii care au fost inundate, care au, într-adevăr, nu care le-au pierdut vin în veci, pot să-i dea stropuri sau vin înapoi, dar îi consolidează gardurile sau ce au... A început cu lodașul, s-a făcut pischetul și terminat. Frumos ați mai puțin din case. Lodașul cel mai mult și pischet. Total vreo 40 de case. Da, domnul Jean? 40 de case care o să ne rezolve. Domnul Barna vrea să mai iau cuvântul. Da. Ați pomenit că o să refacă gardurile. Vedeți că eu, consilierul ăsta ne simți și arogant, care-s venit din Vaslui. Filmează. Din întâmplare, da, filmați-mă, vă rog. Din întâmplare am bunici vis-a-vis de domnul Ungureanu. Domnul Ungureanu, de cât timp n-au gar bunicii mei? L-ai inundat. De anul trecut. De un an. De un an de zile. Vi se pare normal? A, bine, eu înțeleg că trăiesc din mila vecinilor, cum a postat soția, sau mă scuzați, doamna Bucosul, Liliana, cine o fie, nu știu, dar trebuie să aflați. Nu vă luați de familie. Vi se pare normal? Este măcar prins și acel gard? La ăștia cu Habitat. Și vă mai întreb ceva. Nu știu când a fost eu piterea. Știți de ce a fost luat gardul acela? Nu dați. Din incompetența dumneavoastră. Pentru că dacă de la domnul Ungureanu, de la dig, se băga tractorul în loc să facă fântâni, acoperișuri inutile, spălare de bani, toate porcăriile care le-ați făcut în ultimii 20 de ani. Dacă ghidața albia râului, apa nu mai ajungea acolo. Este simplu ca bună ziua. Deci se va repara și gardul acela sau nu? Noi nu reparăm gardurile oamenilor. Nu știu, chiar nu știu că... Păi mai devreme a spus că aveți 40 habitat, de gospodării. Habitat, da, ăsta. Ați pomenit de garduri. Habitat, ei se ocupă, nu primăria. Așa. E un ONG care au fost piterie, au verificat, au luat... Și acolo ce au zis? A fost nu Maidan știu, n-am fost eu, n-am fost eu piterie. Acolo a fost Maidan din totdeauna. Nu știu. Chiar nu știu unde spui și... Nici nu știu bisericii. Nu știu când stau că dacă în fața cimitirului. Fața cimitirului. Făcut să dau faci. Hai ca să spunem ceva. E posibil să fac să termin asta, dar fac. Facem digul acolo. Vine apa, ia mai la vale. Iar incompetent că n-am făcut acolo. Apa își face curs pe unii vrea. Dar în timp îl face, rezolvăm pe toate. Că nu-i numai schitul, e și Balcanul, e și Lutașul, e și frumoasa. Domnul și... apa. Este... Să nu plouă tare, asta e... Să nu plouă tare. Rugați-vă mult că va ploua din ce în ce mai tare. Mai bine v-ați apucat de făcut, mai bine v-ați apucat de făcut lucrări cu responsabilitate. Nu vă dai de joc până acum. Pentru că, din păcate, clima pământului se va schimba în rău. Ar trebui să vă mai uitați și pe altceva în afară de Antena 3 și România TV. Nu m-am uitat și să vedeți că... Din păcate, climatul pământului va aduce ploi, uragane și inclusiv la noi. Deci, și dacă clima, faceți digurile pe care a spus dumneavoastră... Clima, nu climatul. Greșiți gramatical. Climatul, clima e același lucru. Nu e același lucru. Ba, mă rog. Mai studiați acum. Am greșit. Hai ca să terminăm. Da, poți să termin ideea? Dacă faceți digurile în bătaia de joc care le-ați făcut până acum cu idolul dumneavoastră Rață, vom avea inundații în fiecare an.
De când am intrat un an jumătate de sigur un dic făcut rău, spuneți no, 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 ați fost dici în 20 de ani. Stați să zicem, ceva noi vorbim, dar vorbim de 40 de ani. Hai să vedem. Hai că te nu asta, am un pic petrică, că eu am ridicat la primul. Să vă zic așa, nu, acum nu că intru în discuție cu domnul Barna. Dar vă spun un singur lucru. În momentul inundațiilor pe Căsoasa, era apa cu un metru deasupra drumului. Deci drumul practic putea să fie digul băgat de 30 de metri în pământ, l-o lua pe deasupra, de pentru ce? Că în și l-a mâncat din spatele la trânt jos. Ce de putea să-i facă? Nu, dar de ce a fost apa așa mare? Apoi dăm facem la Sfântul Petru, cu soare. Pentru că pădurile stăiate, pentru că împrime. Și Butucii, cum spune Petrică, Puntea nu a luat o apă. Acolo la cantonul unui 13 canton, Butucii aia mari, care i-au pus silvicul pe marginea drumului, s-a desfăcut Butucii care au fost cașâță făcutul ăla și un butuc de ăla, fiind deasupra apii, cât îi se iau o punte cu niște tablă și cu două țepe. Și apa atât de mare cantitate a fost încât nu a mai încăput pe albia râului. Îi trebuia atâncită, gândită. Și s-a atâncească, măi, om, te duci în jos și atunci și faci cu digul. Trebuia să bagi 30 metri pământ ca să te duci și după el. 50 dacă e nevoie. A, păi da, dar trebuie să fie bugetul comunii pe 200 de ani. Nu, nu trebuie irosit. Pe 200 de ani. Nu trebuie irosit. În fața naturii, când se dezlănțuie, nu mai ce-i faci. Își faceți rugăciunul. Corect, și asta e o variantă. Acum înainte vom avea... Și asta e o variantă. Domnul primar, aș avea o propunere, dacă tot se referi domnul Bacna. Într-adevăr. La Schit sunt două locuri unde se poate dirija apa. Este acolo de la domnul Ungureanu la Vale, care se poate da traiectorii perfect, să nu mai umble din mal în mal, pentru că așa va umbla de acum rupe la cimitir. Și mai este aici, la Grăpinoiu, de la deal de școală. Hai să facem pe viitor, că eu am lucrat pe șantier, se poate închiria un excavator și în 4 zile au făcut apa de merge perfect. Și îl plătim. Hai să facem treaba asta. Vă uitați. Da, aveți dreptate. Pe Valea Ludașului am închiriat un excavator de ăsta. Buldozer, da. Cu ora. Au lucrat 2 săptămâni. Au făcut mergei cu Dacia. Din aia pentru nu, nu știu cum zic, da. După ce a plecat buldozer, a venit apa, a făcut exact cum a fost mai înainte. Multe degeaba. Acum, nu a fost lucrarea făcută. Care au balastru, într-adevăr, și dau dreptate, nu am să mai cărăm balastru de pe apă, decât cu aprobarea apelor române. Dar să o fac asta. O să rămânim 2-3 săptămâni până ne aprobe, o lună până ne dă aprobarea și nu mai balastrăm nicio uliță, nici acolo parcarea să nu o facem, când avem voie. Are dreptate. Cine are dreptate, are dreptate. M-am uitat la o ședință de 400 de ani. Bășcălie! Vedeți cum luați exact? Eu păi unii aveți dreptate, aveți dreptate. Domnul Luca, luați pozitiv ce spun. Domnul primar, dați-mi constructiv. Dați-mi voie să termin ce am de spus. Domnul Ungureanu aici a fost cu vreo 12 ani în urmă, tot așa era apa din mal în mal. Am venit eu cu buldozerul, am făcut, era rupt acolo până în sub punct deal. Am făcut acolo, am dirijat apa exact până la lungul. Deci dacă mai dirijam și o treabă foarte bună, dacă se dirija apa mai la vale, nu mai mergea din mal în mal. Și unde s-a dirijat apa, să știți că o ținut. Pentru că dacă îi dirijați, pui răchită dacă nu se poate pune atunci momental dig. Și hai să facem o treabă și cum zice lumea. Deci pe viitor, deci nu putem face toate dată. Trebuiesc tot schitul. Poate prind un proiect. Poate prind. Și a mei, tot la fel. Chiar mi-ar face mare plăcere. Mi-ar face mare plăcere să... Mi-ar face mare plăcere să faci lucrarea în mandatul ăsta. Și peste 4 ani se votează tot PSD-ul. Dar să văd că se lucrează. Cine nu e de PSD? Cine n-ar vrea să facă lucrarea acum? Toate lucrările acum să le fac. Acum. Cine n-ar vrea? Păi tare, dar vedeți cum treburile, cum sunt posibilitățile. Ca să o treabă gospodărească, părerea mea ar trebui și cascade. E o apă din munte care e rapidă și distruge. Distrugătoare. Fost inundații de Petrică și Sfânt. Asta ar cere imediat cascade ca să iei viteza. Până la parc, la 19 ani. S-a rupt drumul tot. Păi milioane de tone de balast nu au adus pe albia râului. Da. Așa zic că e. N-ai voie să le iei. Dar nu numai la noi, e toată țara, tot globul pământesc a fost chestia. Calamități naturale care nu le poți sta în față. Nu s-a făcut numai la noi, în restul pisitor. Am fata unii din Anglia acum, am în Londra, în metrou, venit apa mare, nu s-a mai oprit metrou,
coboră toți, au plecat, nu mai zic nimeni, m-am la noi în Londra, așa, nu, m-am la noi în România, toți care, noi în România, peste tot e așa. Unii mai dăm răspundere pe tete și ne dăm vina unul pe altul. Toți suntem vinovați, nu numai eu sau toți suntem vinovați. Clima ne condamnă. Corect. Da. Fac cineva parte, a spus că vrea să vă ascult. Nu mai reușesc să mai iau cuvântul, da. Și nu o să mai știu, nici nu o să-l iau, doar asta vreau să mă atenționez ca la ședința următoare, când mă scriu la cuvânt, să mi se reau și mi-e posibilitatea să mă să discutam. Da, dacă vorbim iar, nu scriți la cuvânt și vorbim unul peste altul, am mai spus și acum câteva ședințe în urmă, nu o să iasă absolut nimic. Ne strângem 15 oameni aici și când ieșim pe ușa asta, n-am rezolvat nicio problemă. Oricum nu rezolvăm nicio problemă. Da. Facem tot, dar măcar să discutăm în mod egal fiecare, în timpul util care ni se acordă. Da, altfel, așa venim aici, facem spectacol pentru televiziune, da, nimic altceva. Ați uitat ideea și vreau să o spun. Nu, ar fi mai multe. Nu, dar timpul nu e limitat. Nu. Deci, atâta pot să-i dau consiliul colegului la următoarea ședință. Văd că are foarte multe propuneri, da. Vine cu foarte multe propuneri și eu îi propun următorul lucru. Dacă tot aveți atâtea multe probleme acolo în sat, la dumneavoastră, în Schetul Frumoasa, lucru care n-ar trebui făcut așa, ar trebui gândit la nivel de comun, nu la nivel de sat. Suntem consilieri a Consiliului Local Balcan, suntem a Schetul Frumoasa, Balcan sau Frumoasa. Da. Haideți să facem o listă cu priorități, împreună să lucrăm, da? Pentru că priorități aveți și dumneavoastră acolo, priorități sunt și la Balcan, priorități sunt și la Rudaș, ca să nu stăm să enumărăm acum pe toate. Și să stabilim noi, dacă tot a spus dumneavoastră că Consiliul Local... Păi, dar mi se pare corect. A, așa? Și stabilim prioritățile care sunt și le propunem în fața Consiliului. Mi se pare corect. Da? Păi, eu am terminat. Păi, hai să o facem. Ce păi e bun. Nu contează. Am zis pe care deci, la fiecare sat are legat. La începutul anului, înainte de bugetul local, și în ședință, am zis, este filmare, doar veniți cu propuneri, veniți și ce e necesar în comuna noastră să trecem la buget. Să văd și omul care a venit, uite, asta îmi trebuie scris sau făcut. Păi eu ce v-am spus? Domnul primar, dar nu am venit cu propunerea să faceți, să vedem, la iarnă vine iarnă. Iar la bugetul, la bugetul viitor, veniți cu propuneri și le punem în aplicare. Materiale de rapanche pentru la iarnă. Veniți cu proiecte, da, avem, am adus. N-am venit cu propunerea, păi eu v-am făcut propunere verbală. Nu, veniți scris. Doamna secretară, scris la de asta e scris cu proiecte de hotărâri. Păi dacă tu vii cu propunere în Consiliul Local, o facem într-o lună de Zeringhivu, de la Căpățâna și până la Balcani, ceva imposibil, da? Nu-l poți face. Înseamnă că propunerile verbale... Nu mai discutăm. Dumneavoastră vreți numai scris? Nu mai scris. Luăm în calcul toate. Așa că aer bine, la bugetul local, când se face bugetul contabil, cu toți ce îmi facem, să avem... Au existat propunerile. Acum ca președinte intervin și eu un pic, dar și vă dau și... Consemnează acolo și mai dau discurs. Asta, dacă eu am o propunere sau colegii mei au... Nu am tic, domnul Gânda, gata. Da? Deja vă avertizez de... N-aveți, domnule, ce mă avertizez. Vreau să voi eu ședință... Păi tocmai să venim cu lecția învățată la diverse și când să căutăm să ne încadrăm în 5 minute, în 10 minute, nu când sugerează altul ideea, o mai diversific eu și mai iau încă o dată și mai iau încă de 3 ori și cuvântul domnul, la diversi, păi nu mi se pare corect. Domnul președinte, la diversi se discute interesul oamenilor din comună. Deci nu interesul meu. Eu înțeleg. Și nu interesul Consiliului. Ați luat cuvântul de 3 ori până acum. Poți eu și de 5. Nu se poate așa, domnul. Nu se poate. Deci dacă cineva... Domnul primar, dacă cineva... Da, domnul primar, dacă cineva... Da, e serios.